Un om de afaceri francez îl depășește pe Elon Musk în topul celor mai bogați oameni din lume. Arnaud, cel care ocupă primul loc în topul miliardarilor în lumii, este acționarul majoritar în LVMH, care deține mărcile de lux lui Vuitton, Christian Dior și Moet Echandon. Chandon. Bernard Arnault, miliardarul francez care conduce LVMH Moet Tennessee, a devenit din nou cea mai bogată persoană din lume după ce averea lui Elon Musk a scăzut. Potrivit Forbes, averea lui Musk valorează în prezent aproximativ 178 de miliarde de dolari, pe când Bernard Arnault deține 188 de miliarde de dolari. Elon Musk a ocupat primul loc în lista Forbes dedicată celor mai bogați oameni din lume, începând din septembrie 2021, după ce a preluat acest titlu de la fondatorul grupului Amazon, Jeff Bezos. Arnault este acționarul majoritar în LVMH, care deține mărcile de lux lui Vuitton, Christian Dior și Moet Echandon care va plăti peste 16 miliarde de dolari pentru Tiffany Co. Potrivit Bloomberg, Arno a cumpărat în ultimele luni acțiuni la marile branduri de lux de 538 de milioane de dolari. Nu e prima oară când Arno ajunge în fruntea clasamentului. El a mai fost cel mai bogat om din lume în decembrie 2019, ianuarie 2020, mai 2021 și iulie 2021. Averea lui a crescut cu 100 de miliarde în timpul primului an al pandemiei. Astfel, Elon Musk, noul proprietar Twitter, platformă pe care a cumpărat-o cu 44 de miliarde de dolari în luna octombrie, a fost detronat. CEO-ul rețelei a fost vizat de numeroase critici după ce a inițiat concedieri masive, reactivări ale conturilor deținute de personalități controversate, inclusiv a contului fostului președinte Donald Trump, și anularea politicii în privința dezinformărilor legate de COVID-19. Pe lângă Tesla și Twitter, Elon Musk conduce și compania spațială SpaceX.